Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Iată-ne ajunși în a doua duminică din post, care este închinată și Sfântului Grigorie Palama. Și am spus și Sfântului Grigorie Palama, fiindcă la dumnezeiasca liturghie se citesc practic două pericope evanghelice. Una care istorisește vindecarea unui slăbănoc de către Mântuitorul, relatată de Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu în capitolul al doilea al Evangheliei sale, și a doua, care este dedicată Sfântului Grigorie Palama. Despre semnificațiile acestei duminici, a doua din post, și câte puțin despre Sfântul Grigorie Palama și prezența lui în acest periplu al postului mare, vom vorbi cu invitatul nostru de astăzi, Părintele Petru Moga, de la parohia Sfântul Nicolae din Câmpina. Părinte Petru Moga, bine ați revenit la emisiunea noastră, fiindcă ați mai fost acum ceva vreme și vă mulțumim că ați acceptat din nou invitația. Sperăm ca și această emisiune să fie una care să folosească celor care ne privesc și, de ce nu, și nouă, celor care participăm la ea și încercăm să spunem câte ceva despre cuvintele lui Dumnezeu în cele din urmă. Eu cred că întâi ar trebui să ne prindă și nouă bine, că atunci e sigur că prind și altora bine. Prinde și altora bine. Am încercat să mă gândesc întâi la ceilalți și de aceea am propus această ierarhie. Am spus în cuvântul meu introductiv că pericopa evanghelică, prima care se citește în duminica a doua din post, este constituită dintr-o vindecare săvârșită de Mântuitorul în Capernaum, din capitolul al doilea al Evangheliei după Marcu. V-aș ruga pe Sfinția voastră, dacă vreți să citiți textul, el o să apară și în paralel în timpul emisiunii noastre, dar dacă oamenii ne urmăresc de la început, să știe despre ce este vorba, despre ce. Mai ales că textul nu este lung. Nu este foarte lung, După câteva zile a intrat iarăși în Capernaum și s-a auzit că este acasă. Și de aici încolo, pe urmă, se va citi, nu în duminică, și s-au adunat atât de mulți încât nu mai era loc nici înaintea ușii și le grăia lor cuvântul. Și-au venit la el aducându-i un slăbănoc pe care îl purtau patru inși și neputând ei să se apropie de el din pricina mulțimii, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtură au lăsat în jos patul pe care zăcea slăbănogul. Și văzând Iisus credința lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate fie păcatele tale. Și erau acolo unii dintre cărturari care ședeau și cugetau în inimile lor: Pentru ce vorbește acesta astfel? El blasfemiază. Cine poate să ierte păcatele fără numai unul Dumnezeu? Și îndată cunoscând Iisus cu Duhul Său că așa cugetau ei în sinea lor, le-a zis: De ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai lesne? Ai zice slăbănogului: iertate fie păcatele, sau ai zice: ridică-te, ia-ți patul și umblă? Dar ca să știți că puterea are Fiul omului să ierte păcatele pe pământ, i-a zis slăbănogului: ție-ți spun, ridică-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Și el de îndată s-a ridicat și luându-și patul a ieșit afară de față cu toți, încât toți erau uimiți și îl slăveau pe Dumnezeu zicând: asemenea lucruri niciodată n-am văzut. Un text impresionant. Care e prima impresie pe care vă provoacă citirea lui în acest moment? În acest moment nu pot spune ceva anume, pentru că sunt la o emisiune. Vă gândiți că urmează o emisiune? E o emisiune care... e foarte complicat să am o prospețime de asta de trăire. Nu, v-am întrebat fiindcă... Știu, eu cel puțin simt că de fiecare dată când citesc textul Evangheliei, el îmi transmite ceva, o senzație, un sentiment. Și atât noi preoții care îl citim, cât și credincioșii care îl ascultă, avem șansa extraordinară de a face lucrul acesta într-o ambianță anume, pe temeiul unei pregătiri pe care am parcurs-o. Nu? Până la momentul când se citește această Sfântă Evanghelie, am stat în biserică. Am venit la biserică, am stat în biserică, sigur. Și e o pregătire, deci cum răsună cuvântul Sfintei Evangheliei în urechile și mințile noastre, și pentru mine cel care citește și pentru cei care ascultă în biserică în timpul cultului este într-un fel, și cum ar răsuna citit școlărește, știu eu, într-o altă ambianță este cu totul altceva.
Deci acolo e o tensiune, e o transpunere într-o situație care face ca pentru cuvântul auzit să fie un suport mai potrivit decât este la o simplă lectură. Dar aici este o tensiune mediatică, să spunem, și asta face ca în momentul când citim și vorbim despre textul acesta să fie foarte mulți oameni, eu cred că sunt foarte mulți, care ne privesc și care așteaptă să le spunem ceva despre textul respectiv. Da. Ținând cont de asta, cred că putem continua în această discuția noastră. A relației cu textul. Primul verset spune că Mântuitorul intră din nou în Capernaum. Ne puteți spune ceva despre această cetate a Capernaumului, cum apare ea în Evanghelie și dacă e important că se petrec lucrurile aici sau nu? Nu-mi dau seama ce aș putea răspunde așa, dacă este important sau nu, că aici se petrece și nu în altă parte. Și poate doar așa poate că face bine să știm, să punem deoparte, așa ca și cunoștință, faptul că Mântuitorul, după bobotează, după ispitirea din pustie, se întoarce, vine în Galileea, dar nu stă în Nazaret. Părăsește Nazaretul și vine să locuiască în Capernaum. Asta ni se spune. Aici ceva de comentat? Ar putea să fie, nu știu, Sfinția ta. Nu, faptul că nu rămâne totuși în cetatea lui, în care a trăit copilăria și adolescența, să spunem așa. O explicație poate să fie, poate te gândești și Sfinția ta la ea, faptul că în Nazaret nu a fost întâmpinat așa cum se cuvine și că acolo nu a putut face multe minuni și că le-a spus că niciun proroc nu este prețuit în patria sa și în familia sa, nu? Vă mărturisesc că la asta mă gândeam. Da. Deci poate că pur și simplu felul în care nazarinenii s-au raportat lui la el misiunea, ca la unul pe care îl cunoșteau, pentru că a copilării și și-a petrecut eternitatea între ei, era un handicap pentru ei de a-l putea percepe și de a putea intra într-un dialog cu cel care era, cel care se revela de la bobotează în continuare, nu? Și alege Capernaumul. În orice caz, el, cum să spun, nu se cenzurează. Este o zonă unde Mântuitorul săvârșește lucruri excepționale, lucruri deosebite. Activitatea lui este deplină, cumva. Și s-a auzit că este în casă. E vorba de o casă anume? Chiar mă impresionează faptul că se spune, chiar aici am citit primul verset, pe care nu-l citim în biserică, noi citim doar de la versetul 2 încolo, zice că s-a auzit că este acasă. Deci locul în care era, se vede că era perceput ca o nouă acasă a lui. Deci trebuie că venea des acolo sau era locul în care în mod obișnuit putea fi găsit. Mai departe, spune că era casa unuia dintre apostoli, de fapt, ora Sfântului Apostol Petru, adică un loc ce a devenit în conștiința publică așa, ca un loc al lui, casa Mântuitorului, din în care venea ca la ei. În orice caz, vedem că lumea vine, deci îl cunoșteau deja. Adică aveau niște elemente despre el, de vreme ce lumea este masată puternic. Încât nu mai era loc. Nu mai era loc, deci se vede, casa era plină, zona din fața ușii de intrare în casă era plină, deci nu mai era un acces în casă pe drumul obișnuit al ușii. În versetul 2 se spune că le grăia lor cuvântul. Vedeți aici ceva mai mult decât simpla relatare a faptului că Mântuitorul le vorbea? Da, văd, dar parcă nu mi-e la îndemână să ne oprim acum la acest lucru, pentru că am legat mult mai bine lucrul acesta de am partea finală. Ce am comentat întâmplat mai mult partea finală a Sfintei Evanghelii citite. Bun, ăsta e cadrul. Și ne vom erau întoarce, deci mulți. Nu trecem peste, ne vom întoarce la versetul acesta. Se înțelege, dacă cercetăm așa cum erau casele, că ele puteau avea la un moment dat și o curte, că era curtea plină, casa plină, nu mai era loc să arunci un ac, cum spune românul. Da. Fiindcă cei care veneau doreau foarte mult să-L asculte pe Mântuitorul. Acum, în timp ce spuneam lucrurile astea, mi-a venit în minte o altă întrebare.
Vă imaginați cum vorbea Mântuitorul de pirata lume în jurul lui? Adică știu că nu puteți să exprimați lucrul ăsta, spui, da, dar... E greu să spui da, n-ai cum să spui da. Dar așa, trebuie ca să pe te un gândești, gând, ca pe un gând, ca pe o întrebare, ca pe o uimire, să vorbească Mântuitorul de față. Se și spune la un moment dat că n-a greit om ca omul acesta, niște trimiși. Da, sau că grea cu putere. Deci iarăși sunt texte care le-am citit acum în ultima vreme în Sfintele Evangheliei de la slujbe, că le grea lor cu putere. Ceea ce e un lucru la care tindem, mai ales cei care propovăduiesc cuvântul Evangheliei. Ce putea însemna această putere? În, la Slobozia, la câmpina acolo unde sunt, avem o rânduială de studiu biblic colocvial. În fiecare sâmbătă seara... Un fel de ser catehetice sub formă colocvială. Dar colocvial și pe tema anume. Și anume, încă de anul trecut, de la începutul anului, ca să fim în ton cu evenimentul, ne-am propus să ne apropiem de Sfântul Apostol Pavel. Temă uriașă, temă grea, dar atât cât este accesibilă unei parohii și unor oameni care frecventează viața religioasă obișnuită. Și un an de zile ne-am ocupat de Faptele Apostolilor, respectiv de textele care în Faptele Apostolilor se referă la Sfântul Apostol Pavel. Iar acum am început, îndată după sărbători, cu epistola întâia către Tesaloniceni, ca una care a fost, după studii, prima scrisă în ordine cronologică. Și am ajuns la tema aceasta, a vorbi cu putere. Pentru că Sfântul Apostol Pavel, amintindu-le tesalonicenilor de activitatea lui, le spune că a propovăduit Evanghelia, păcat că nu mi-aduc aminte că astea sunt cuvinte care trebuie... Da, în orice caz, tot așa ca o vorbire cu putere, cu adeverirea credinței, cu... Deci bănuiești că acolo nu era o simplă dizertație, nu era un fel de demonstrație intelectuală, ci era un cuvânt încărcat de puterea Duhului Sfânt. Poți să-ți imaginezi că era mult mai mult decât o simplă comunicare de sensuri sau de informații. De fapt, mi-amintesc că acolo unde e diacon la Dumnezeiasca Liturghie, preotul se roagă sau episcopul să îi dea lui cuvânt cu putere multă. Am și trecut în revistă studiind momentul respectiv textul acesta. Practic, puterea oricărei propovăduiri actuale vine de la această putere pe care Mântuitorul, Dumnezeu fiind, o avea și care a adunat atâția oameni în jurul lui. Ne dăm seama dacă astăzi unii oameni adună foarte mulți în jurul lor, câți va fi putut să adune Mântuitorul prin cuvântul său. Și ce putea însemna acea propovăduire, nu? Deci cum, ce foc lăuntric, ce putere deosebită însoțea cuvintele și înțelesurile obișnuite ale cuvintelor. Poate erau parabole, poate erau... Ați spus foc lăuntric, poate că aici e cheia și a celor care propovăduim, să vină dinăuntru, că dacă vorbești numai din cărți sau, e informație programată, și se poate la ușor folosind mecanismele de stopare a informației. Poți găsi pe internet, da. Să vedem însă ce s-a întâmplat, așa cum ați citit la început. Au venit la el aducând un slăbănog pe care îl purtau patru inși. Până aici lucrurile sunt firești, într-un fel. Mântuitorul probabil că mai săvârșise minuni, vindecări, se dusese vestea cumva că el este un vindecător și patru oameni îl aduceau pe al cincilea care nu putea merge, se înțelege, slăbănogul, însă s-au împiedicat de o neputință. Nu puteau, din pricina mulțimii, să se apropie de el. Aceasta din pricina mulțimii e o imagine ciudată, e o imagine neîntâlnită? E o imagine apropiată, pentru că mulțimea care presează către un centru de interes este o practică destul de... Veșnică, e din totdeauna și va fi. Da, tocmai. Și noi o trăim în practica noastră bisericească, mulțimile acestea care presează ca să ajungă primele sau să nu rămână fără, sunt un spectacol nu totdeauna pozitiv și nu totdeauna la îndemână. Și, păcate, uneori mediatizat neproductiv. Neplăcut și neproductiv. Și e o temă de rezolvat pentru noi care...
nu doar creăm un eveniment, ci trebuie să avem și grijă să acest eveniment să se desfășoare în așa fel încât să nu ajungem la situația ca un om care dorește să vină și el la gheazma mare, fiind mai neputincios, el nu poate ajunge să ia gheazma mare, pentru că mulțimile nu o lasă, nu? E aceeași scenă. Păi, e aceeași scenă, sigur că da. Atâta sau vrea să închine la Sfintele Moaște și... Tocmai, și nu apucă, pentru că sunt alții mai puternici care s-au așezat acolo sau sunt situații mult mai comune, așa zicând, în biserică unde e încă foarte multă lume de venit și închinat la Sfânta Evanghelie, la utrenie, nu? Și câte cineva vede bine că e un șir foarte lung și că se apropie momentul când trebuie să fie luată Sfânta Evanghelie și el simte, crede că trebuie să-și facă toată gestica și desfășurarea extrem de bogată, el să rezolve problema pentru el cu Sfânta Evanghelie, nu mai ține seamă de atâția care sunt în spate și ar putea măcar să schițeze o Sfântă Cruce, să sărute Sfânta Carte, nu? Deci, e o imagine care poate fi întâlnită și de înțeles într-un fel în logica omenească, da, a lucrurilor. Acum că oamenii ăștia veneau cu bolnavul, iarăși e clar că Mântuitorul vorbea cu putere și negreșit că însoția vorbirea lui în anumite situații, însoția clar de semne de felul acesta. Deci ei negreșit că aflaseră că Mântuitorul poate să vindece. Sau aveau în ei... gândul acesta, de vreme ce ei au dorit să vină cu slăbănogul, poate numai să asculte cuvântul? N-aș crede, eu cred că ei totuși veneau ca să-l ajute pe bolnav. Făceau o faptă bună, dar s-au lovit de mulțimea care nereceptivitatea celorlalți, care e una firească receptivitatea, vreau să spun. Da, în mod normal te dai la o parte, încerci să-l ajuți pe cel pe care îl vezi că este neputincios. Da. Dar au găsit o soluție. Lovindu-se de acest bloc al mulțimii. Este o soluție excepțională și nu prea de înțeles pentru felul în care trăim noi și pentru casele pe care le avem noi, pentru că s-au urcat pe acoperiș cu bolnavul și l-au lăsat să coboare din tavan. Au spart, au desfăcut. Într-o spătură a tavanului, poate că era o ușă, cum ar fi un keping, așa ca să ieși pe terasa acoperișului, și au folosit-o și au coborât pe bolnav cu targa, cu sfoi, cu funii, bineînțeles, probabil, au coborât în mijlocul casei, acolo unde era Domnul. Deci au găsit o soluție să fie în miezul lucrurilor, să ajungă acolo unde era miezul de foc al lucrurilor. Putem vedea aici că oamenii, când vor să ajungă undeva, se pot folosi absolut de soluții absolut neconvenționale. Neconvenționale. Deci oamenii pot fi creativi. În căutarea, dacă ai un dor și ai un țel deosebit, îl poți să-l atinge cu mijloacele pe care le crezi potrivite pentru contextul respectiv. Chiar dacă, istoric vorbind, s-ar putea ca această soluție să fi creat unele pagube proprietarilor, să spun așa, deși se pare, arheologia biblică spune că era destul de ușor să fie desfăcut acest acoperiș. Sigur, deci dacă această casă avea o terasă și poate că avea o ușă în tavan prin care se putea urca. De fapt, nu important e ce au făcut, cum au făcut, faptul că au găsit până la urmă soluția să ajungă la Mântuitorul și... Soluția lor este o soluție de efort. Deci nu e o soluție comodă. Că putea să fie o soluție, vezi mulțimea, renunți. Nu mai îmi trebuie. Noi am vrut să te ducem la el, dar nu am putut și așa mai departe. Deci nu renunță. Poate că nici bolnavul n-a renunțat, poate că el dorea foarte tare și aceștia voiau să-i facă, să-i îndeplinească o dorință, sau poate că cei patru și ei realmente puneau pe seama apropierii Domnului șansa însănătoșirii. Și atunci au făcut tot ce le-a stat în putință. Și le-a stat în putință să urce pe acoperiș, să coboare pe bolnav în interiorul casei. Și putem vedea aici un model de a ne comporta noi cu cei care suferă în viața noastră. Mă refer la a-i ajuta până la capăt, cum se spune, fiindcă suntem tentați de foarte multe ori să mergem până la un anumit nivel și dincolo să ne declarăm neputincioși. Da, în lupta pentru viață n-ar trebui să existe niciodată un moment în care să ieși că ești neputincios. Nu mai poți cu doctorii, bați fruntea de pământ, te rogi bine, lui Dumnezeu. Bine, cam în același timp ar trebui, de fapt. Ar trebui, sigur, dar, da, exact. Dar nu ai voie să renunți. Nu? Ei n-au renunțat, au coborât în mijlocul casei și evanghelistul relatează ceva ce... ne este cumva cunoscut, fiindcă am mai văzut în Evanghelie astfel de episoade de vindecare. Însă spune că văzând credința lor, Iisus i-a zis slăbănogului: fiule, iertate îți sunt păcatele tale. Două elemente, iarăși, care cred că trebuie explicate. Faptul că
Mântuitorul vede credința lor, a întregului grup, sigur. Este sau nu inclus aici și slăbănogul, e o întrebare. Și a doua, vorbește de păcate imediat. Și omul poate că era slăbănog din naștere, nu știm, amănunte. Da, nu știm treaba aceasta. Dar ce vrea să spună cu credința lor? Păi este exact ceea ce am atins când am căutat Capernaumul în preferințele Domnului, nu? Că dincolo Nazaret lucrurile n-au fost cum trebuie. N-a putut stabili Domnul un dialog fecund, un dialog potrivit cu... N-a fost receptivitate în partea lor și n-a făcut atâtea minuni și n-a putut să lucreze în sufletele lor, așa cum poate că a încercat și a reușit din coace, nu? Deci și cel care primește trebuie să îndeplinească o condiție. Dumnezeu nu face fără ca omul să fie un primitor deschis. Nu? Sau cum ai putea fi un primitor nedeschis? Nu există așa ceva. Trebuie să dai un semnal. Doamne, doresc, te doresc, sunt așa sau altfel. Deci trebuie să existe un semnal din partea omului în așa fel încât Dumnezeu să vină și să lucreze cele necesare, să împlinească cele știrbite, nu? Și... deci trebuie să existe o credință care să atenționeze, să cheme. Acolo unde este o credință, Dumnezeu este prezent, e răspunde imediat, nu se poate să nu răspundă la credință. Și am cazul acesta sunt nenumărate în Sfintele Evanghelie. Și cere mărturisirea credinței sau verifică în unele situații, majoritatea situațiilor. Da. E interesant că nu ni se spune dacă credința era a lui, a bolnavului sau a celor patru sau numai a celor patru sau și mai departe. Putem să o luăm oricum. Faptul că și ar fi foarte frumos să vedem varianta în care poate bolnavul nu era foarte implicat. Poate nu era foarte implicat, nu? Dar sunt cei patru implicați. Deci ei cred și nădăjduiesc în Domnul și atunci îl aduc pe bolnav acolo. Credința lor. Sunt multe situații în care bolnavul nu este destul de pătruns de propria lui degradare fizică, nu? Și el să... are și oarecare deznădejde. Sigur, și să ceară ajutorul. Și atunci e foarte important cei din jurul lui să intervină. Cei din jurul lui să suplinească ceea ce el nu poate. Și atunci, parcă mi-ar conveni așa pentru interesul nostru de propovăduire să iau lucrurile așa. Adică să fie credința celor patru în primul rând. Acelor patru care contează pentru bolnavul lor. Deci credința lor, până la urmă, cei patru, sigur au credință. Pentru că efortul ei îl fac. Deci ei au o motivație. De vreme ce ei născocesc această soluție, urcă pe casă și coboară și negreșit își asumă toate riscurile care erau presupuse de această situație excepțională. Nu? Și citit în cheie contemporană, funcționează acest silogism al credinței celorlalți? Funcționează perfect și este foarte ușor de înțeles. Deci, de aceea un duhovnic a putut să spună, dacă nu mai poți vorbi cu fiul tău despre Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu despre fiul tău. Chiar mai mult nu? Ar trebui să vorbești nu? Cu Dumnezeu despre fiul tău. Asta înseamnă să încerci prin rugăciune să faci ceea ce nu poți face printr-o pedagogie directă, de dialog față către față, nu? Și care poate fi neproductivă. Sigur, și atunci îl chem pe Dumnezeu. Asta înseamnă că e nădejde, că credința mea poate fi lucrătoare și pentru alții. Nu? O temă ce poate fi dezvoltată. Poate fi dezvoltată, da. Are o încărcătură deosebită pentru viața noastră. Nu trebuie să deznădăjduim în situația când concret nu putem face pentru semenii noștri sau pentru necăjiții noștri ceva concret și direct. Putem face în felul acesta. Mântuitorul îi spune, iertate sunt păcatele tale. Aici încep lucrurile. Deci aici începe tema. Până acum a fost cadru. Până aici este un cadru, nu? Și ne legăm de el și îl stoarcem de semnificații, dar tema începe de aici. Că Domnul iartă întâi păcatele. Deci ne putem gândi la taina Sfântului Maslu, că e o rugăciune întâi pentru iertarea păcatelor și pe urmă pentru vindecarea propriu-zisă de boală. Ne putem gândi la faptul că suferința de multe ori este cauzată sau dublată de o scădere spirituală, de o scădere duhovnicească. E întâi o scădere duhovnicească și pe urmă încep bolile. Nu e obligatoriu să fie așa. Nu e obligatoriu că orice boală să aibă cauză de felul acesta, nu? Dar este posibil. Și cele mai multe cazuri sunt în felul acesta.
Sau să ne gândim la faptul că întâi lăuntrul trebuie rezolvat, întâi sufletul trebuie împăcat, întâi sufletul trebuie curățit, sunt sănătoșit. Și pe urmă se pune problema trupului. Pentru că dacă accentul ar cădea pe trup, atunci sufletul... Nu? Deci noi suntem într-o concepție sau într-o înțelegere, într-o credință despre primordialitatea sufletului. Sufletul este prin excelență, nu? Și trupul vine după aceea. Sigur că el împărtășește, se împărtășesc unul altuia caracteristicile, dar să fim foarte atenți să nu cădem în materialisme și în biologisme ieftine. Știi, Mântuitorul, de fapt, merge la esență. Da. Își dă seama, Dumnezeu fiind, că cu siguranță existau niște păcate care au avut ca repercusiune această boală și că era nevoie, în primul rând, să se ierte acelea și consecința iertării lor, practic, a decurs firesc, vindecarea. Acum, aș vrea să vedem cum s-au întâmplat lucrurile, că Mântuitorul, dacă a iertat întâi păcatele, a scandalizat. Deci și constatăm că de față nu sunt mai personajele care vin cu credință, dorind cuvânt sau dorind putere, dorind lucrarea puterii, în activarea puterii lui Dumnezeu în viața lor, pentru sănătate, ci sunt și oameni care au rezerve. Sunt oameni care vin din curiozitate sau oameni care nu subscriu la toate cele ale Domnului sau poate subscriu numai la cele logica, lor. Poate la anumite semnificații. Cum ți-ar place din ce spune preotul? Mie îmi place cum vorbește preotul, că are cultură. Dacă nu o dă pe morală, nu mai îmi place, știi? Sau lucruri de felul acesta. Deci sunt oameni care au punctul lor de vedere, sunt acolo prezenți, îngrămădesc locul, ocupă locul. Nu, cum se întâmplă și în biserică, de multe ori ocupă locul bun al altora care poate ar face, sau eu știu cum ar fi. Dar aceștia sunt un personaj important în parabolă, în întâmplare, în textul Sfintei Evangheliei, și trebuie să avem în vedere, pentru că cu ei intră Domnul în dialog. Deci ceea ce face Mântuitorul mai departe e ca și când îi are în vedere, pentru că e ca și când îi provoacă. Cu acest cuvânt, iartă păcatele slăbănogului. Și am zis, da, e important pentru sufletul lui, dar dacă Mântuitorul ierta păcatele, dar are în vedere și pe ceilalți, pentru care acest cuvânt era un scandal. Și evanghelistul menționează foarte clar. Da, deci ăștia ce spun? Că văzând, acolo unii dintre cărturari care ședau și cugetau în inimile lor, de ce vorbește astfel? Adică, și spune că hulește, blasfemiază. Da, blasfemiază, pentru că numai Dumnezeu singur poate să ierte păcatele. Numai unul Dumnezeu poate să ierte păcatele. Dar aveau dreptate legal vorbind, legea Vechiului Testament? Aveau dreptate săraci, dar nu aveau dreptate în fața viului, în fața vieții. Deci ei înlocuiau viața cu concepte învățate, cu niște lucruri care erau valabile. Dar când vine Dumnezeu în față, lucrurile pe care ele aveau corect învățate, erau doctori, erau tot ce vrei, nu? Dar viu era mult mai mult decât, că era chiar Dumnezeu în fața lor. Și handicapul lor și pierderea lor extraordinară era că l-aveau pe Dumnezeu și nu-l percepeau ca Dumnezeu. Deci nu puteau intra în legătură cu acest deosebit, cu acest excepțional al întâmplării. Deci aici erau handicapați, erau orbi, erau oameni care ratau un eveniment excepțional. Îl ratau, erau acolo și îl ratau, nu? Putem lega acest moment și această situație de cuvântul de mai devreme, că le grea lor cuvântul? Neapărat. Că ați promis o legătură deci, sigur, cred că aici pentru ar merge. Pentru oameni care le grea lor cuvântul și textul este grafiat cu majusculă, nu? Cuvântul, deci dintr-o dată spui, cum Mântuitorul Hristos să grească cuvântul? Păi când apare situația aceasta, Dumnezeu se revela că Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, era cuvântul. El era cuvântul lui Dumnezeu. El nu putea exprima sau rosti cu laringele lui cuvinte cum rostim noi vorbe. La întâmplare. La întâmplare sau cuvinte care puteau fi doar cuvinte așa. Deci el când rostea cuvinte, ele erau ale omului, dar erau și ale firii dumnezești, nu? Deci ele erau ale Fiului Dumnezeu întrupat. Erau cuvintele lui Dumnezeu. Deci este extraordinar că orice cuvânt rostit de Mântuitorul Hristos în orice situație este de fapt cuvântul lui Dumnezeu. E o revelare a persoanei lui. O descoperire a persoanei lui. Deci acolo unde e un rateu față de relația cu cuvântul, nu-l primești în totalitatea lui, e o ratare a întâlnirii cu Dumnezeu. Deci un om care primește cuvântul cu câmare, primește cuvântul care vine cu putere, acela trebuie să ajungă la
l-a adulmecat, l-a simțit cumva prezența extraordinară a lui Dumnezeu, să-l simtă predica aceea ca pe o revelare a lui Dumnezeu. Deci e o ratare când omul stă acolo, Dumnezeu se revelează și el nu primește. Deci e o ratare, e o temă extraordinar de dureroasă. Pericolul ăsta al nesimțirii lui Dumnezeu, da, e unul frecvent? Mă refer astăzi, în biserică, de exemplu, vorbeați de locurile acelea ocupate. Putem sta și fără să sesizăm prezența lui Dumnezeu. Poate fi o problemă, mai ales acum în perioada postului. Este o problemă, bineînțeles, și nu e o problemă ca să creadă credincioșii că noi care venim de la altar cu Sfânta Evanghelie și citim cuvântul lui Dumnezeu și care este cuvântul lui Dumnezeu, nu-i cuvântul chiar meu. Chiar asta este percepția liturgică. Sigur, liturgică a Evangheliei, a cărții și a folosirii ei în cult. De asta o sărutăm, o împodobim, ne închinăm înainte. Da, sigur, lucrul este și pentru mine, care duc cuvântul lui Dumnezeu întruchipat prin tipar pe hârtie și îl duc acolo în față și îl citesc. Îl citesc oare și îl exprim ca pe cuvântul lui Dumnezeu? Am oare? Deci nu mă gândesc numai la credincioșii care ascultă ca pe un lucru care l-au ascultat de atâtea ori, nu? Și habar n-au, nu? Ascultă cuvântul și vine preotul și face o predică de învățătură oarecare pe tema aceasta și atât. Nu e o întâlnire cu cuvântul lui Dumnezeu. E o formă de, până la urmă, să ajungi să iei ascultarea, auzirea cuvântului și primirea cuvântului ca pe o împărtășanie, nu? Deci e o formă de împărtășanie. Ne vorbim de sfântă împărtășanie. Părtășia la cuvânt, sigur, la imagine, sigur, la sunet. Da. Dar eu care împărtășesc cuvântul, nu-i comodă nici pentru mine formula, nu? Că eu împărtășesc cuvântul. Deci mă gândesc la cum citim cuvântul Sfintei Evangheliei. Deci eu când iau Sfânta Evanghelie de acolo și o citesc, ar trebui să am foarte mare grijă, nu? Cum citesc? Chiar pe românește. Citesc corect? Uneori chiar dicția este înfricoșătoare. Sau uneori cântatul cuvântului de către diacon sau de către preot este așa de natură încât e un pretext ca eu să fiu un foarte bun cântăresc sau să mă dau mare cât de bun sunt sau așa mai departe. Pe când, oare, nu? E cuvântul lui Dumnezeu. Deci e o împărtășanie. Ca și când fac exhibiții cu Sfânta Împărtășanie, nu? Sau, deci tema este extraordinar de actuală. Dar ar merge poate la o conferință preoțească mai degrabă decât la o predică. Nu, n-am curaj. Aici trebuie fiecare pentru el, adică să o țin minte pentru mine și când mă duc, iau Sfânta Evanghelie de pe Sfânta Masă și o aduc în față, eu să am în minte, bagă de seamă. E cuvântul lui Dumnezeu. Nu cumva felul cum fac eu sau cum citesc, lipsit de suficientă solemnitate sau de suficientă căldură sau de așa, oamenii să aibă o piedică de prezență din acest prea uman al meu și să nu ajungă la cuvântul lui Dumnezeu. Iar asta e valabil și la propovăduire, la tâlcuirea lui. De asta se și spune și învățăm la școală că nu ne propovăduim pe noi, ci pe Hristos. Da. Și e o provocare destul de grea, și trebuie permanentă. Să recunoaștem. Și permanentă. Dar și credinciosul când citește, ca să încheiem paranteza, că e o paranteză până la urmă, când citește cuvântul Scripturii, fiindcă el îl citește acasă, nu? Îl citește uneori chiar ca pe un canon, nu? Că există rânduieli să citim din Evanghelie. Ar trebui să simtă întrucâtva același lucru. Că îl rostește pe Părinte Dumnezeu, Silviu, de fapt. Nu îl citește. De ce să vorbim ceea ce nu prea se întâmplă? Îl citește foarte rar. Câți credincioși citesc Sfânta Scriptură? Deci, eu sper că vor fi din ce în ce mai mulți. Să dea Dumnezeu să fie. Deci aceasta este o nevoie permanentă, pentru că poate dacă am citit cuvântul Sfintei Scripturi și ne-ar fi obișnuit, nu? Atunci și când citim, când se aude citită pericopa anume, un fragment anume, luat cu semnificație, ales, pus anume, într-o duminică, cu pregătirea necesară, ai cu totul alt acces. Nu citești cuvântul lui Dumnezeu și tu habar n-ai, treci la această experiență sau vin în fața acestei experiențe după ce ai citit și ai răsfăit numai pornografii și numai povești vânătorești și codul lui Da Vinci și nebuniile pământului. Nu. Nu merge. Nu merge. Pregătește-te să citești cuvântul lui Dumnezeu. El poate fi un canon. Ca un canon de rugăciune. Deci negreșit. Nu văd citindu-se cuvântul lui Dumnezeu decât ca rugăciune. Deci acolo unde faci rugăciunea, să ai și Sfânta Scriptură să citești. Facem această experiență. Fac această experiență cu un grup de credincioși de la noi. Citind bucățică o bucățică, textele sfinte. În așa fel încât mintea noastră să se readapteze la ele sau să se adapteze la ele sau să se obișnuiască cu ele. Pentru că șansa de a te întâlni, nu știu cum să zic, ca adverb de la comuniune, comunial sau ca o comuniune,
în Sfânta Liturghie cu Sfânta Evanghelie să fie o experiență reușită. Da. Prea marele respect pentru Evanghelie și cuvântul ei a dus, din păcate, și la îndepărtare. Să-l de noi, da. Și atunci ea rămâne undeva în cărți, nu în biblioteci, rămâne în biblioteci sau rămâne doar pe Sfânta Masă pentru oamenii care vin la biserică. Dar avem șansa că foarte mult din cuvântul lui Dumnezeu, chiar tot, dacă ne uităm în timpul unui an liturgic, la toate slujbele, se citește toată Scriptura. Există această îndoială. Numai că nu toți participă la cult. Exact, deci asta ar presupune ca noi să participăm la toate slujbele sau să facem slujbe zi de zi, zi de zi, zi de zi, un an întreg. Dar e foarte interesant că nu știu foarte mulți care acuză Biserica Ortodoxă că nu citește sau nu e preocupată de textul Scripturii, că în timpul unui an, la toate slujbele, dacă le iei și pui cap la coadă textele, se citește toată Scriptura, exceptând, e adevărat, Apocalipsa, unde lucrurile sunt puțin mai complicate și înțelepciunea bisericii a făcut ca ea să nu fie prezentă în cult ca citire. Da, dar asta e altă temă. E o temă la care... Așa, bine. Am rămas la cârtitorii de serviciu, cum deci le spun mulți, ei ratează experiența cărturan. Cuvântului și ei judecă ceea ce aud, judecă după criteriile lor, care erau licite, poate, erau normale, așa, în, cum spuneam, în instituția lor, în titlurile lor de cărturari, în condiția lor de cărturari, nu ai lege veche, era cum să cade. Dar vis-a-vis de experiența aceasta vie, a prezenței Fiului lui Dumnezeu întrupat care le cuvânta, lucru nu se mai întâmplă. Și Mântuitorul, eu așa cred, lucrurile se petrec mai departe în pericopa evanghelică, avându-i în special pe aceștia în vedere. Așa cum la Evanghelia lui Zaheu, Vameșul... Înainte de post? Înainte de post, nu? Vameșul, Zaheu a spus ce a spus, Mântuitorul privind la el vorbește, dar e clar că i-are în vedere pe cârtitorii care se împiedicau de faptul că Mântuitorul a intrat în casa unui păcătos, nu? Și le răspunde lor. Și situații de acestea mai sunt. Deci, pentru ei... Cu slăbănogul rezolvase cumva lucrurile. Cu slăbănogul rezolvase și am putea spune, putea să rămână așa. Și asta e foarte interesant. Slăbănogul putea rămâne iertat numai de păcate. Și bolnav trupește. Deci, aici ai putea spune, uite, domnule, că acești cârtitori l-au determinat pe Domnul să intervină și să ducă mai departe lucrurile și să spună un lucru... Că au forțat minunea, într-un fel. E ca și când au forțat minunea, ca și când ei prin rezistența lor, prin scepticismul lor... Cerbicia. Au forțat ca Domnul să insiste. Și Domnul a insistat, dar a insistat pentru ei, așa cum insistă totdeauna cu oamenii care au rezerve din acestea, au întârzieri, sunt îndărătnici. Nu le dă în cap, nu îi elimină, ci vine în față și le mai creează o șansă, mai creează niște posibile punți pe care ea putea să vină către el, nu? Și iată o punte. Spune, zice, de ce cugetați aceste lucruri? Deci, Mântuitorul intra în dialog cu inimile lor. Nu intra, că ei nu au avut curajul să spună pe față, să-l apostrofeze în față, să spună, cine ești tu și cu ce drept spui aceste vorbe? Adică, sunt niște vorbe. Cugetau în sine. Cugetau în sine, dar ei tratau cuvântul Domnului ca pe vorbe, ca pe o vorbă, nu? Adică o vorbă care e rostită și care, stai puțin, cine verifică eficiența, nu? Realitatea, să împlinește, nu se împlinește. Și era o blasfemie, că numai Dumnezeu poate ierta păcatele și cum își permite să spună, nu? Mântuitorul intră în dialog cu ei și zice, ce e mai ușor să spui? Le lansează o ecuație, să spunem așa. Sigur, sigur că da, și îi pune să gândească. Gândiți, ce e mai ușor să spui, asta sau asta? Adică iertate sunt păcatele sau scoală-te, ia sfatul și umblă. Dar ca să vedeți că fiul are putere să ierte păcatele, i-a zis slăbănogul, ia sfatul tău și du-te la casa ta. Deja vorbește de el la persoana a treia. Da. Exact ce spuneați mai devreme. Exact, da. Și dacă ne-am fi oprit acolo când i-a întrebat ce e mai ușor, asta sau asta, i-a fi putut să răspundă, e la fel de ușor. Deci, dacă e vorba de vorbă, dacă vorbim despre vorbe și vorbim vorbe, tot așa de ușor este și să o faci, spunem asta și pe cealaltă. Sau că ușor e pentru Dumnezeu care poate să spună asta și să ierte păcatele și să-i spună să se ridice. Corect, sigur, sigur, dar am în vedere înțelesul care decurge, pentru că imediat formulează și Dumnezeu formulează. Slăbănogule, ia sfatul tău, fiule, ia sfatul și umblă, du-te la casa ta, nu? Ori cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi niciodată vorbă, el e totdeauna însoțit de act. Deci cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care e formulat, devine realitate.
ceea ce pentru noi oamenii nu se întâmplă. Cuvântul nostru e sărac. El e doar încărcat, în cel mai bun caz, de o semnificație. Dar el nu se întâmplă imediat. Nu poți spune, numai Dumnezeu a spus să fie lumină și a fost lumină, să fie, nu? El a creat lumea rostind cuvântul. Nu? Deci el a rostit cuvântul și când a rostit cuvântul și realitatea a însoțit cuvântul. Deci cuvântul și realitatea sunt una. Ne gândim la Evanghelia după Sfântul Evanghelist Ioan, nu? La prologul pentru, pe care îl vom citi noaptea de Paști. Nu? Cuvântul e realitate, cuvântul e și lumină, cuvântul e și viață. Cuvântul e realitate de plină. Cuvântul Domnului nu poate fi vorbă, e cuvânt de plină, realitate de plină. Și atunci, în momentul în care percepi că el e realitate de plină la nivelul trupului, poți percepe sau poți accede la această situație că cuvântul lui Dumnezeu e realitate și în cele duhovnicești vis-a-vis de păcate și de starea sufletească, nu? Adică la cele inaccesibile cumva, nevăzute. Dar ei nu au fost în stare să... Nu, au fost în stare. Dar Dumnezeu îi invita la acest lucru, nu? Ca ei să trăiască și experiența rostirii cuvântului pentru iertarea păcatelor și experiența rostirii cuvântului cu semnificația respectivă de tămăduire, nu? Și să vadă realitatea tămăduirii pentru ca să înțeleagă ce? Să aibă o șansă de apropiere de el. Adică să aibă, cum spun, era o punte pe care ei puteau păși... Ca să ajungă la ca să se apropie de el. Să de fapt, și mărturisește că e fiul omului, de fapt. Poate nu sesizăm foarte clar, dar Mântuitorul le mărturisește, le spune că puterea are fiul omului să facă asta. Să ierte păcatele pe pământ. Fiul omului are putere să ierte păcatele. Dar implicit le spune că el e. Lucru care ar fi trebuit primit. Da. Dar... Deci lucrul acesta, că omul trebuie să sesizeze, Dumnezeu vezi, face și nu-i spune, eu sunt. Și nu e așa ca și când, uite, îți demonstrez că eu fac cu tare și cu tare. Că altfel am cădea în acea ispită în care i s-a pus, nu? El alaltăieri când s-a citit în sâmbăta de după băbotează, dacă ești fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele astea să-ți facă pâine. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te că scris este și așa mai departe. Deci acolo nu sunt minuni demonstrative că eu sunt șeptic și demonstrează-mi. Nu, Dumnezeu se revelează și se revelează și iarăși se revelează în forme care ar trebui să-ți fie accesibile, în forme care ar trebui să-ți grăiască sufletului tău, în forme care pentru care ar trebui să fii sensibil, pentru ca tu să faci pasul și să mărturisești. Gândiți-vă că va veni săptămâna patimilor când nu arhiereu, te jur pe numele lui Dumnezeu să ne spui ești tu Hristosul și Mântuitorul spune tu zici. Adică din momentul în care tu deja ai reușit să formulezi întrebarea, iar tu ești în condiția în care tu ar trebui să zici. Deci tu ești cel care trebuie să zică lucrul acesta, nu eu. Sau Lupila zice, îl întreabă, tu ești împăratul, tu ești împăratul, ești, zice, tu zici. Adică tu care ești responsabil cu lucrurile politice, lumești, tu trebuie să știi cine trebuie, cum trebuie. Tu nu trebuie să mă pune pe mine să spună că eu sunt împăratul. În ordinea lucrurilor unde tu ești specialistul și tu ești responsabilul, ești dator să mărturisești problema aceasta. Tu să spui sunt sau nu sunt. Și așa și la arhiereu. El era dator să spună e sau nu e fiul lui Dumnezeu. Așa orice om este avizat asupra acestei teme, nu? Dumnezeu se descoperă, se revelează permanent și în viața noastră. Ești capabil să vezi prezența lui Dumnezeu? Să citește Sfânta Evanghelie, nu? Ești tu preotul care citești sau credinciosul care asculți? Ești pregătit? Iată, Dumnezeu se revelează. A coborât până la faptul de a se citi în cuvânt prin gura preotului. Sau coboară până la condiția de a fi în pâine și vin, până la condiția de a fi în iertarea pe care ți se dă la spovedanie. Pe care o primești la spovedanie, nu? Deci e un lucru pe care trebuie să-l facă omul ca să mărturisească. Mărturisirea lui Dumnezeu este partea omului. Neapărat partea omului. Deci aici am în vedere un slăbănou care este vindecat de păcate, e vindecat și trupește și avem și niște oameni care nu știu că s-au vindecat sufletește. Dacă au ieșit din scepticism, dacă au ieșit din neputința lor, din limitele lor, limitele acestea ale corectitudinii, Doamne, limitele astea. Ne amintim de fiul risipitor cu cei doi fii. Ne amintim de fariseul din care se ruga în templu împreună cu vameșul. Ne amintim de cârtitorii lui Zaheu vameșul. Ne amintim de cei care n-aveau milă de frați și de... Dar cu cele ce spuneți acum, putem să identificăm rostul prezenței acestei duminici, acestei pericope în parcursul postului mare, fiindcă e clar că ea ține de postul mare. Prezența ei a fost aleasă de părinți,
pomenirea Sfântului Grigorie Palama a survenit ulterior, da. Dar prezența acestei teme poate fi legată de postul mare? Așa foarte simplu, bineînțeles, e tema postului mare, nici nu putem lua altfel și noi respectăm această expresie a Sfintei Tradiții care este cultul ajuns până la noi, nu? Că ea are o autoritate deosebită. Ai putea vedea în provocarea aceasta tematică legată de iertarea păcatelor și de slăbănogeala lăuntrică, pe urmă completată cu vindecarea slăbănogelei trupești, de taina spovedaniei, care este în perioada din an în care lucrul acesta este cel mai desfrecventat, nu? Taina Sfintei Spovedanii. Și e la ea acasă, devine extrem de necesară adâncirea acestei teme. Dar aș vrea să vedem și în contextul mai larg al perioadei triodului, de care am vorbit și la întâlnirea anterioară, și care cred că nu-i suficient de descoperită și de percepută și de folosită. Adică trebuie să fim conștienți de încărcătura aceasta de semnificații a rânduielilor liturgice din perioada triodului, cele 10 săptămâni. E un urcuș, este un drum care te duce tot mai aproape. 3 săptămâni pregătitoare, 6 ale postului și pe urmă săptămâna mare, care este excepție, este altceva, este unică în an și este ca și când și citim în rugăciunea amvonului de la liturgia darurilor înainte sfințite, nu? Citim lucrul acesta că așa cum 40 de zile au fost pregătitoare pentru Moise care a primit tablele legii, așa noi folosim 40 de zile ca să ajungem la ce? Să ajungem la săptămâna patimilor. De fapt, postul teoretic se încheie în Duminica Florilor. Tocmai. Săptămâna patimilor și ceva țelul postului este să fim de față la ceea ce se va întâmpla în săptămâna patimilor, nu? Dar până atunci avem nevoie de o pregătire. Deci drumul nu e un drum liniar, nu e un drum orizontal. Este un drum permanent urcător. Deci de acolo de unde am plecat, din țara înstrăinării, din țara fără de legilor, din țara, sigur, venim ușor, intrăm în rânduială, ne disciplinăm tot mai tare, tot mai tare și punem mintea, o îmbogățim cu sensuri, ne angajăm în gesturi liturgice tot mai dese, frecventarea bisericii este foarte deasă, spovedania, împărtășania, toate pentru ca să ajungem să putem participa la săptămâna cea mare, la săptămâna patimilor, nu? Și atunci, și eu zic că trebuie să vedem lucrurile acestea în legătură unele cu altele. Numele duminicilor, felul în care duminicile au niște tematici, nu? Este Duminica Ortodoxiei, este Duminica Sfântului Grigore Palama, este Duminica Sfintei Cruci, este Duminica lui Ioan Scăraru și Duminica Mariei Egipteanca. Nu am rostit corect. Până în Florii. Da. Ca acestea 5. Sunt ca 5 teme pe care eu mi le imaginez, am venit de acasă, am parcurs curtea bisericii, am intrat în biserică, acum sunt în fața Sfântului Altar. Nu intru în altar. Altarul în săptămâna patimilor se va aduce în biserică, nu? În așa fel că tot să fie cumva de față la jertfă, la taină. Imaginea epitafului, sigur. Dar până atunci, toate temele din aceste duminici sunt teme extrem de bogate și sunt temele bisericii ortodoxe. Deci, stai așa, Duminica Ortodoxiei, tematica icoanelor, Duminica Sfântului Grigore Palama, Duminica Energiilor Necreate, a Harului, pe urmă vine Duminica Sfintei Cruci. Trebuie să avem o raportare, cum e Sfânta Cruce, până să ajungem la crucea purtată de Domnul, nu? Să adâncim puțin tematica aceasta a Sfintei Cruci pentru mine, pentru noi, pentru drumul restaurării. Chiar s-a spus că e ca un popas în acest drum. De asta e și la mijlocul postului. E la mijlocul postului. Pe urmă vine tematica urcușului duhovnicesc clară prin opera Sfântului Ioan Scăraru și a eforturilor de urcuș duhovnicesc și duminica pocăinței reușite, a pocăinței încurunate de un har excepțional, de un har suprafiresc, așa zicând, cu Maria Egipteanca, care dintr-o păcătoșenie înfricoșător de coborâtă, nu? Reparcurge drumul de întoarcere acasă și ajunge la stadiul unui omenesc suprafiresc, adică să se ridice în stare în aer, nu ca și când nu avea greutate, să treacă Iordanul ca pe uscat și așa mai departe. Deci lucruri de excepție, care sunt legate toate de drumul pocăinței, de drumul restaurării noastre, de drumul revenirii noastre acasă, de drumul pregătitor pentru ca să putem fi de față la jertfa Domnului. Pregătiți ca și când am devenit toți preoți în săptămâna patimilor.
la condiția preoțească, să fim de față acolo, să se aducă în fața noastră Sfântul Epitaf, Sfânta Cruce, adică tot inventarul altarului să se aducă cumva în față și să participăm cu atâtea gesturi directe, active, la ritualul, la solemnitățile din Săptămâna Mare. Ați spus pocăință reușită. Există și una nereușită, să spunem așa? Eu cred că da. O pocăință care nu duce nicăieri e gândindu-mă la spovedania pe care o facem cu preponderență în postul mare. Există pericolul să nu mergem până la capăt? Există pentru că nu... Există cum să nu. Și cazurile sunt în general așa. Adică majoritatea cazurilor de pocăință sunt nereușite, părinte. Nu capătul acela... Nu. Eu am în vedere că pocăința, uite, este un lucru extraordinar. Eu îl știu de la Părintele Teofil, Dumnezeu să-l odihnească, nu? Dar el a mai fost formulat, poate, sau a fost preluat și care poate că ar trebui să-l știm. Pocăința cu fața spre viitor. Pocăința cu fața spre viitor. Asta înseamnă nu neapărat pocăința. Da, mi-aduc aminte ca fiul risipitor de una acasă. Dar am în vedere o posibilitate care mă încântă să îmi dă speranța că eu parcurgând drumul înapoi, chiar dacă nu ajung din nou, măcar argatul tatălui meu, nu? Dar am în vedere un lucru posibil în viitor. Această pocăință cu fața spre viitor este extraordinar de importantă pentru angajarea în pocăință, pentru că altfel nu mergi nicăieri. Pocăința cu fața spre trecut este dureroasă și este, cum să spun eu, un chin. Te macină. Te macină așa atâta tot, nu ce nicăieri. E ca o, nu știu cum să spun, ca o cruce care rămâne doar o cruce de chin și nu e semnul biruinței și semnul învierii, știi? Dar dacă e să mă întorc puțin la da, pericol. Dar să nu pierdem, să vedem, nu, să fie în continuare ideii. Se leagă cumva, fiindcă mi-a stârnit curiozitatea un amănunt, că Mântuitorul, nu numai acestui slăbănog, ci și altora le spune, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și exegeții au văzut în acest ia-ți patul tău amintirea stării pe care o aveau înainte. Putem lega acest lucru de pocăință, de faptul că a te pocăi înseamnă să nu uiți de unde ai plecat ca să te întorci, da, unde trebuie. Dar, cum să spun, niciodată lucrurile vii nu pot fi privite dintr-un singur punct de vedere. Nu ai cum să privești un lucru viu, că îl omori, îl trădezi. Și atunci noi avem formulările antinomice ca să avem o șansă cât de cât de a ne apropia de adevărurile dumnezești. Formulările antinomice ale dogmelor, nu? Deci, așa și aici, eu pot insista cu privirea la ce înseamnă să privesc spre viitor, dar aș vrea să stoarcem până la capăt acest viitor și acest capăt al drumului, apropo de faptul ca să fie pocăința reușită. Dar, sfințiată, mă pui în curs, pentru că mă aduci înapoi, că, într-adevăr, o pocăință care uită de trecut... Iarăși nu știu cum este, uită de trecut. Uiți, pentru că amintirea trecutului decăzut și îngrozitor este un posibil motor sau un posibil foc, nu? Care te alimentează ca să te duci cât mai departe de această coborâre îngrozitoare. Dar te poate ajunge și la deznădejde. Poate ajunge la deznădejde dacă te uiți numai la trecut. Dar n-ajunge niciodată la deznădejde dacă te uiți spre viitor. Deci nici nădejde exagerată, nici deznădejde, nu? Adică nici încredere exagerată în lucrarea Domnului, nici neîncredere în lucrarea Domnului. Deci a privi spre țintă înseamnă să ai în vedere pe Domnul. Să ai în vedere pe Mântuitorul Hristos, nu? Deci eu mă pocăiesc în postul Paștilor, dar să am în vedere neapărat întâlnirea cu Mântuitorul Hristos, că dacă eu mă pocăiesc numai pentru mine personal, ce pocăință e aia, părinte? Ce spovedanie e aceea când vii și tu te ai în vedere pe tine ca și când, cum spune Părintele Jmeman, nu? Adică eu mă uit în oglindă, mă văd pe mine și nu-mi convin anumite trăsături, nu? Și atunci mă duc să mă modifice la chip, ca amărâtul ăla de Jackson, cum îl cheamă, nu? S-a modificat până la capăt figura, că nu-i convenea cum arăta. Și eu moral pot zice, nu-mi convine cum arăt. Păi nu mai-mi convine acum să fiu un hoț. Hai să elimin hoția și eu încerc să mă pocăiesc de hoție și așa. Nu, eu nu vorbesc de o asemenea pocăință, ci o pocăință care îmi dă posibilitatea să fiu de față la jertfa Domnului și să am o înțelegere sau să intru într-o relație cu revelația Domnului. O pocăință pentru. Ăsta e țelul.
să mă duc mai aproape de Dumnezeu. Deci asta înseamnă o pocăință care nu se termină niciodată. Nu e o pocăință care se limitează la câte metanii, la câte zile de post, la câte posturi ale Paștilor ai reușit să le parcurgi de la cap la coadă, nu? Niciodată nu poți să cuantifici lucrul acesta. Succese. Nu există. Succese amărunte, sunt ce, adică postez de 3 ori pe săptămână, dau 10 ore săracilor cu tare. Ce am făcut cu asta? Asta e primul pas. Păi e un pas, dar dacă tu îl ai pe Domnul și nu-l cunoști în fața ta, că e Domnul, cum acel alt ratat din Sfânta Evanghelie nu pățește, că el toate, nu? Le făcuse întâlnirea lui sau așa, dar nu percepuse ce viul, că l-avea pe Domnul în față și asta a fost extraordinar, să-l recunoască, să-l mărturisească. Deci o pocăință în care nu a ajuns să mărturisești pe Domnul, să fii aproape de el, n-a ajuns, nu e o pocăință reușită. Deci vorbiți de o cunoaștere a lui Dumnezeu ca finalitate pocăinței, neapărat, de fapt. Neapărat. Dar și asta, se leagă asta de Sfântul Grigorie. Păi cum să nu se lege? Că o avem în, nu mai avem o foarte mult timp și sigur, o avem și în subtext, pentru că Sfântul Grigore Palama, poate că în felul ăsta l-aș lega și eu sau l-aș vedea atât de bine venit evocat în duminicile acestea ale postului din Triodă, nu? Pentru că tematica aceasta unei pocăințe reușite sau tematica posibilității cunoașterii lui Dumnezeu. Asta deci ai zice, părinte, ești un preot obișnuit de țară, de sat, de cătun, de mai știu eu ce, ai credincioși obișnuiți. Cum? N-am voie să uit nici eu. La o biserică, la o parohie obișnuită, unde nu sunt temele acestea de cunoaștere, unde nu se poate vorbi despre energie harul necreat, despre atâtea și atâtea lucruri, despre... Și totuși, dacă eu nu am în vedere reușita aceasta, care se traduce sau se exprimă și în reușitele isihaștilor, în vederea lui Dumnezeu, în vederea luminii create, atunci pocăința mea este ceva, cum să spun, ceva sărac, ceva punctual, de aici până aici. Pocăința mea este un drum care mă duce în infinit, mă duce la absolut. Dar cum ne ajută Sfântul Grigorie Palama? Că păi ne ajută pentru că el a apărat posibilitatea acestui lucru. Deci el a pledat, el a făcut teologie pentru a susține posibilitatea acestui lucru în fața celor care erau sceptici. Celor care controlau harul și voiau să-l mențină la nivelul, am putea zice, legilor formale ale logicii. Nu, ale exprimării noastre omenești, ale logicii pe care o folosim, nu? Adică nu, cum să exprimi, cum să-L închizi pe Dumnezeu, cum să închizi cuvântul lui Dumnezeu în lucrurile acestea. Cuvântul lui Dumnezeu e viu și El totdeauna va sparge formele, nu? Și atunci eu trebuie să am în vedere faptul că eu mă îndrept către o cunoaștere sau vreau să ajung la un, să am partener de dialog pe cineva care e El însuși viu și personal și are libertate maximă. Eu nu-L constrâng pe Dumnezeu cu micile mele tehnici, cu micile mele îngrădiri de colo până acolo, nu? De silogie sau de practică religioasă. Cum să-L constrâng? Eu trebuie să ajung acolo, unde începe nețărmuritul, unde începe taina, unde începe întunericul luminos, unde începe, eu știu, termeni din ăștia care poate nu stau bine în gura mea, că eu nu sunt, sunt un om obișnuit, nu-i așa? Dar trebuie să am în vedere posibilitatea acestor lucruri. Și vedeți în postul Paștilor aceste posibilități ale excepționalului în viața noastră? Cum a spus Domnul, este Fiul omului, poate să ierte păcatele pe acest pământ. Un om prin pocăință nelimitată, prin pocăință continuă, poate să ajungă ca Maria Egipteanca. Un om care poate să urce treptele desăvârșirii lui Ioan Scăraru, poate să le urce. Nu le urcă. E problema lui că nu le urcă. Sau știu eu, e un specific personal că n-ajunge decât la treapta întâi sau a doua. Dar o poate face. Lui, omului, nu este interzis acest lucru, nu? Și eu când mă angajez în pocăința postului Paștilor, trebuie să am în vedere acest posibil. Acest capăt al drumului care este, cum să spun, capăt al drumului. Capătul drumului este săptămâna patimilor și săptămâna luminată. Adică e taina jertfei și taina învierii, care este ziua 8-a. Nu știu cum să spun, mă duc spre ziua 8-a, care e o continuitate. Părinte Petru, să dea Dumnezeu să fie așa, fiindcă a trecut emisiunea. Aulio! Da. Ne-am epuizat timpul, n-am simțit. Da. Mie îmi pare rău că se termină, însă sper că cele ce ne-ați spus să fie un ajutor să ne pocăim mai autentic și să îl descoperim pe Dumnezeu până la urmă, că aici e cheia. Adică să putem poate să ajungem să ne pocăim cunoaște. Luminos, să ne pocăim luminos, fică să ne pocăim în perspectiva luminii. Lumina Harului pe care ne-o propune Sfântul Grigorie Palama și el ne-a învățat foarte bine cum e să îl cunoaștem. Poate că va veni și la noi și avem încă un prilej în acest post să facem asta.
Vă mulțumim. Doamne ajută. Doamnelor și domnilor, și noastră vă mulțumim și să dea Dumnezeu să parcurgem mai bine postul de aici înainte, să ajungem mai pregătiți în săptămâna patimilor și la înviere. La revedere!